După un număr de echilibristică executat în timpul nopții, un bărbat de 39 de ani din Botoșani a intrat într-un atelier de croitorie din Râmnicu Sărat, de unde a furat câteva mărunțișuri. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că în perioada 10-12 februarie 2018, bărbatul s-a cățărat pe un zid al clădirii și a ajuns într-un balcon de la primul etaj, de unde a intrat în atelier. Prejudiciul în valoare de 3.000 de lei a fost recuperat și predat reprezentantului societății comerciale, o râmniceancă de 46 de ani. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru furt calificat și continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale. Pompierii, polițiștii și jandarmii sunt pregătiți să intervină în sprijinul populației pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice în județele aflate sub avertizare de cod galben de nisori abundente și viscol, printre care se află și Buzăul. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a cerut prefecților din județele vizate de avertizări să activeze comitetele pentru situații de urgență acolo unde este cazul și să aibă ca prioritate sprijinirea oamenilor care au nevoie de ajutor, dar și buna funcționare a utilităților. Ministerul de Interne recomandă șoferilor care circulă în zonele în care se manifestă fenomenele meteo periculoase, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să se intereseze din timp asupra stării drumurilor și să aibă mașinile echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă. Avertizarea meteo este valabilă de astăzi 14 februarie ora 11 până mâine 15 februarie ora 11. Primăria Padina a încheiat anul bugetar 2017 cu un excedent de 883.291 de lei. Asta înseamnă că administrația locală a reușit să diminueze din cheltuieli. Excedentul obținut intră în rezervă, adică în fondul de rulment, acești bani urmând a fi folosiți în investiții de anvergură, adică atunci când administrația locală vrea să realizeze unele proiecte ample în infrastructură sau în alte domenii, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării sau cu forțe proprii, acești bani pot fi folosiți în acest sens.